Dumnezeul cel preanalt să fie binecuvântat. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, avem parte de o experiență specială în prezența Domnului, alături de mulți alții care, asemenea nouă, îl iubesc pe Domnul. Și suntem recunoscători lui Dumnezeu că în viața noastră scurtă, plină de necazuri, împletite cu bucurii, avem astfel de momente care ne împrospătează, care ne expun prezenței lui Dumnezeu, lucru care ne face mult bine. Vă salut cu bucurie în numele Domnului Iisus Hristos, alături de soția mea, Carmen, alături de câțiva dintre pastorii și diaconii bisericii noastre, Dorin Juravlea, Cosmin Knežević, Dionisie Olărescu, Mircea Alasu, alături de Dan Muncaciu, liderul departamentului de închinare al bisericii noastre, un grup mai mare de închinare, și mai mulți frați, surori și familii din biserica noastră. Am venit cu multă bucurie la Atlanta să fim în prezența Domnului alături de dumneavoastră și să vă salutăm din partea Bisericii Betania în numele Domnului. Și eu îi mulțumesc în mod respectos fratelui Iulian Costea pentru că mi-a oferit cinstea să predic la acest mare eveniment. De asemenea, să apreciem împreună cu multă recunoștință atât ospitalitatea, efortul, cât și dedicarea lor, pentru ca noi să ne simțim bine aici și să avem o sărbătoare care ne va marca viața. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru solidaritate și pentru unitate. Adevărul este că această convenție este o investiție uriașă a lui Dumnezeu și a bisericii sale. Convenția nu este o lucrare a bisericii locale, ci este o lucrare a lui Dumnezeu și a românilor din America de Nord. Este o lucrare a celor care au ținut-o la început și mulți dintre ei nu mai sunt astăzi în viață. Este o lucrare a noastră a tuturor, ne identificăm cu lucrarea aceasta. Este o emblemă pentru noi. Este o lucrare a copiilor noștri care o vor ține după ce noi probabil nu vom mai fi aici. De aceea vă încurajăm să vă luptați pentru această convenție, ea ne reprezintă. Luptați-vă pentru ea, susțineți-o și promovați-o. Aceasta este o atitudine duhovnicească din partea noastră. În seara aceasta îmi revine sarcina plăcută să vorbesc despre propovăduiți Evanghelia la orice făptură sau marea trimitere sau marea așteptare a lui Dumnezeu. Adevărul este că primul misionar pe care Dumnezeu l-a trimis este Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi au fost apostolii, sfinții de până astăzi și acum este rândul nostru. Hristos spunea în Evanghelia după Ioan, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Asta înseamnă că Dumnezeu l-a trimis pe Hristos la noi și ne trimite pe noi la oameni. Mântuitorul le-a explicat ucenicilor în pasajul pe care l-a citit omului Dumnezeu mai devreme, fișa apostolului pentru acest mandat, pentru această misiune, pentru acest proiect. Job description-ul pe care îl au cei care au primit mandatul din partea lui Hristos să meargă. Și el conține trei responsabilități principale. Este un fel de delegare pe care Hristos o oferă apostolilor și mai apoi tuturor celor care fac lucrarea pe care ei au început-o. Și prima este delegarea să evangelizeze lumea. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Aceasta este o poruncă, acesta este un mandat. Nu are nicio importanță dacă în generația noastră se obișnuiește lucrul acesta sau nu. Este important ce spune Dumnezeu, nu care este obiceiul din generația noastră. Cine iubește pe Domnul, Scriptura spune că îi va iubi cuvântul. Iar cuvântul Domnului este, duceți-vă, este mandatul nostru, Domnul ne-a delegat să mergem. Apoi este delegarea să botezăm pe noi convertiți. Botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și delegați să instruiască pe cei care au fost botezați. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Delegați să evangelizeze oamenii necredincioși, să-i boteze pe cei care s-au convertit și apoi să instruiască pe cei care s-au botezat. Este un proces care este numit delegarea Marii Trimiteri.
pentru realizarea acestui mare proiect, pentru acestui proiect mondial, ucenicii au nevoie de resurse și Hristos i-a asigurat, i-a susținut cu resursele de care i-au avut nevoie. În primul rând, i-a susținut prin manifestarea prezenței sale. Iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul timpului. Eu sunt cu voi. Eu sunt alături de voi până la sfârșitul timpului. Aceasta este o promisiune pe care a făcut-o Domnul. Încă ceva, El i-a susținut prin manifestarea puterii sale. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nu vreau să intru în detalii spunând faptul că aici era vorba de puterea Domnului și de autoritatea Domnului. Vreau doar să susțin faptul că El îi susține prin manifestarea prezenței și prin manifestarea puterii Lui. Orice persoană care merge prin credință în numele Domnului va avea parte de prezența Domnului și de puterea Domnului. Asta a promis-o El și El se ține de cuvânt. Dacă ne îndoim de acest cuvânt, asta se numește necredință. Încă un lucru este faptul că i-a susținut prin prezența și prin puterea Duhului Sfânt. Aduceți-vă aminte că ucenicii, în ziua în care Domnul s-a înălțat la cer, au avut ca de obicei curiozități escatologice, lucru care ne caracterizează pe noi oamenii. Dacă vrei să ții o predică care stârnește interesul ascultătorilor, este să vorbești despre escaton, adică despre vremurile sfârșitului. Să intri în detalii și să lansezi tot felul de puncte de vedere care sunt mai apropiate sau mai îndepărtate de Scriptură. În general, cartea Apocalipsa este o carte scrisă în simboluri, iar interpretarea acestor simboluri, în general, un specific al cărților profetice, se pretează foarte mult la o grămadă de teorii. Însă, în timp ce ei i-au pus întrebări legate de curiozitate și de escaton, de vremea când se va întoarce, Hristos le-a spus: asta nu este treaba voastră. Ca și cum ar fi întrebat: dar care este treaba noastră dacă asta nu este treaba noastră? Hristos le spune: treaba voastră este, atunci când va veni Duhul Sfânt, să primiți puterea care vă va ajuta să fiți martori. Ei au vrut să știe. Hristos a vrut ca ei să plece și să lucreze. Ei au vrut să știe, să-și astâmpere curiozitatea. În mod deosebit, bărbații sunt foarte preocupați de genul acesta de subiecte. Însă Hristos le-a spus: asta nu este treaba voastră. Treaba voastră este să lucrați, este să plecați, să mergeți, să începeți de la voi de acasă. Degeaba faceți o lucrare mare departe de casă, dacă la voi acasă aveți o reputație care vă descalifică ca oameni ai lui Dumnezeu. Începeți de la voi de acasă. Și dacă vă va califica lucrarea acasă, mergeți în vecini, în Iudeea, mergeți și mai departe în Samaria și apoi duceți-vă încet, dar sigur, până la marginile pământului. Aceasta este treaba voastră. Fișa apostolului dată de Mântuitorul Iisus Hristos ucenicilor a avut un caracter deplin, cuprinzător. Aici vreau să vorbesc puțin despre universalitatea Marii Trimiteri. Priviți, vă rog, în aceste versete 18, 19 și 20, că de patru ori se folosește termenul tot, toată, toate. În versetul 18, toată puterea mi-a fost dată. Asta vorbește despre atotputernicie, un Dumnezeu care nu este niciodată depășit, un Dumnezeu care face minuni ori de câte ori face ceva. El nu face lucruri naturale așa cum le facem noi, El face lucruri supranaturale pe care noi le ascundem în spatele termenului minune sau eveniment supranatural. În zadar încercăm să explicăm minunile, pentru că ele nu se explică. Ele sunt pentru noi, din punctul nostru de vedere, imposibile, fiindcă sfidează legile naturale în contextul cărora noi trăim. Însă când Dumnezeu vine pe scena vieții noastre și face ceva, face lucruri la nivelul Lui, face minuni. De aceea noi Îl chemăm să vină, ne rugăm ca El să vină, pentru că atunci când El vine, trece dincolo de ce putem face noi, de organizarea noastră, de proiectele noastre, de resursele noastre și de limitele noastre. Binecuvântat să fie Domnul. Toată puterea, apoi toate neamurile, faceți ucenici din toate neamurile. Asta înseamnă că trebuie să mergem la toți oamenii, iar selectivitatea pe care suntem tentați să o aplicăm în raportul dintre bogați și săraci, și nu vreau să spun care
pe care cade accentul, între bolnavi și sănătoși, între tineri și vârstnici, între albi și alte culori. Ei bine, toate acestea sunt neglijate de Domnul, care spune: mergeți la toate neamurile, nu faceți diferențe între oameni. Sufletele oamenilor sunt la fel. Sufletele oamenilor sunt la fel. Permiteți-mi să ilustrez lucrul acesta. Am aici două bagnote. Ele sunt asemănătoare ca valoare. Imaginați-vă doi copii care se nasc inocenți. Imaginați-vă doi copii care cresc în familii de credincioși, merg la biserică, merg la școala duminicală, merg la întâlnirile de tineri, participă într-o formație, fac ceva în biserică și la un moment dat, când se activează sistemul hormonal, când trec de 14 ani plus minus, atunci unul dintre ei începe să-și chioapete. Acesta continuă să-și facă treaba, însă acesta începe să vină mai rar la biserică. Începe să nu mai participe la formația la care participa. Începe să se certe cu mama și cu tata. Începe să lipsească de acasă. Despre el se aud tot felul de vorbe, de zvonuri. Părinților le este rușine să mai vină la biserică. Cer ajutor în rugăciune și post la prieteni, la pastori, la conducerea bisericii. Și tânărul acesta aceeași. Valoarea este aceeași. Numai că această valoare acum este acoperită de rușine, iar reputația ei este pătată. Dacă cineva va merge la el, unul dintre pastorii bisericii, și îi va vorbi, unul dintre prezbiteri sau diacon, liderul de tineret, dacă va merge un unchi sau o mătușă, dacă va merge o inimă mare, un om care îl iubește pe Domnul, un om care a trecut prin viață și care înțelege că la tinerețe poți face prostii și se va ocupa de el și va ști cum să-i vorbească și se va întâlni cu el și îi va aduce aminte că Dumnezeu îl iubește, îi va aminti despre suferința părinților lui, despre rușinea pe care o încearcă, despre tragedia la care se expune, tânărul acesta ar putea să se întoarcă. Însă atunci când este mototolit, de obicei, dacă vine la adunare, noi ne întoarcem spre cel de lângă noi și spune: a venit și prăpăditul ăsta, iar el știe. Dacă te întorci spre cineva, chiar dacă nu vorbești de el, el își va asuma că vorbești despre el și va spune lui taică-so: ai văzut? Am mers la adunare cum îmi spui să merg și am văzut cum șoșotesc despre mine, cum mă bârfesc, cum mă privesc cu dispreț, cu ironie. Dar în grupul de unde vin, sunt iubit, sunt apreciat și sunt îmbrățișat. Hristos a spus: mergeți la toate neamurile. Apoi, învățați să păzească tot ce v-am poruncit, dar tot. Pastorul Crinișor aseară accentua faptul că Biblia este complexă și noi nu trebuie să învățăm Biblia de la oameni, și trebuie să învățăm Biblia din Biblie. Internetul este plin de întrebări. Mai trebuie să port batic? Mai trebuie să plătesc zeciuiala? Unde trebuie să o... pot să o trimit unde vreau eu sau trebuie să o aduc la biserică? Dar aveți acasă cel puțin o Biblie. De ce nu citiți în Biblie? Mi-a prea mult timp. Tu oricum știi asta. Explică-ne și nouă. Adevărul este că odăița nu mai există pentru cei mai mulți creștini. Există doar biserica. Odăița este o credință privată. Este o relație spirituală personală a ta cu Dumnezeu. Acolo nu-i nimeni, te poți ruga singur, te poți ruga oricum. Poți sta întins în picioare, te poți ruga încet sau țipa. Îi poți spune lui Dumnezeu cu o sinceritate debordantă totul. Când vii la biserică trebuie să fii puțin limitat, trebuie să ai grijă. Aici ești în public. Însă sunt foarte mulți oameni care în odăiță nu se mai roagă, nu mai postesc și nu mai citesc Biblia. Și-au transferat întreaga lor viață spirituală ca și manifestare a ei pe întâlnirile congregaționale, comunitare de la biserică. Acesta este un semn că avionul ăsta se va prăbuși în curând, că viața asta se va ruina în viitorul apropiat. Hristos a spus: învățați-i să păzească tot, dar tot ce v-am poruncit. Și încă ceva,
iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Toată puterea, toate neamurile, tot ce v-am poruncit, toate zilele. Aceasta este universalitate, aceasta este un caracter deplin și cuprinzător al Evangheliei. Mântuitorul a aplicat învățătura sa evangelizând oamenii cu care s-a întâlnit. Aduceți-vă aminte că la un moment dat s-a întâlnit cu un învățător, îl chema Nicodim. Omul ăsta era tobă de scriptură la nivelul lui și specific timpului pe care l-a trăit. S-a întâlnit cu Zacheu. Ăsta era un om bogat pentru că furase cât a putut strângând taxele de la compatrioții lui pentru Imperiul Roman de la Roma. Apoi s-a întâlnit cu Lazar, cu Maria, cu Marta, o familie în care a venit suferința, necazul, moartea. Și s-a întâlnit și cu femeia samariteancă, o femeie cu o reputație extrem de proastă, o femeie care a trecut prin 5 căsătorii și acum avea un nou mariaj sau un nou concubinaj. Și Hristos aplică ceea ce învață și El pur și simplu are un dialog cu această femeie. Și aș vrea să mă opresc un pic la dialogul acesta spunând câteva cuvinte despre asta, cu intenția ca să fac o aplicație la ceea ce am spus până acum. Priviți, vă rog, Mântuitorul știe că un dialog de succes cu femeia aceasta pleacă în mod condiționat de la începe cu o nevoie comună. De ce a venit femeia acolo să ia apă? Și atunci Hristos s-a identificat cu nevoia ei și a spus următorul lucru. Dă-mi să beau. În general, când un bărbat abordează o femeie necunoscută sau când o femeie este abordată de un bărbat necunoscut, ea se gândește la un singur lucru. Hristos îi spune, dă-mi să beau. Era un bărbat iudeu și bărbații iudei nu stăteau niciodată de vorbă cu samaritean. Mai ales dacă el era bărbat și ea femeie. Era absolut neobișnuit ce a făcut Iisus Hristos. Și femeia își exprimă mirarea și îl întreabă mirată pe Hristos, cum tu, iudeu, îmi ceri mie apă să beau? Iudeii nu au nicio legătură cu samaritenii. Iată dar bariera prejudecății, o prejudecată care era culturală. Noi avem prejudecăți. Și ele sunt culturale, ele sunt moștenite sau sunt cultivate de noi. Femeia aceasta avea o barieră a prejudecăților și pur și simplu s-a limitat la bariera a prejudecăților ei. Mântuitorul însă îi stârnește curiozitatea, al doilea pas pe care îl face. Primul pas este faptul că îi atrage atenția, dar pleacă de la o nevoie comună. Atunci când vrem să evangelizăm pe cineva, trebuie să identificăm care e una dintre nevoile lui pe moment și să plecăm de la nevoia aceea. Dacă ne vom concentra pe nevoia aceea, el va avea interes să ne asculte. Dar dacă îi vom vorbi despre NASA sau despre altceva care nu-l interesează, în mintea lui va încerca să scape de noi. De multe ori nu avem succes în evangelizare pentru că propunem subiecte care nu se încadrează în sfera de interes a persoanei pe care o abordăm. Hristos a știut cum să aplice Evanghelia Marei Trimiteri și el a abordat-o pe femeia aceasta prin prisma unei nevoi comune. Și ea și el erau lângă o fântână, amândoi doreau apă. Singura diferență era că femeia avea cu ce să ia apa, el nu. Și Hristos i-a atras atenția, dă-mi să beau. Dar de ce îmi cer să beau, să bei, că tu ești evreu? Și evreii nu-i bagă în seamă pe samariteni, îi disprețuiesc. Tu cum de-mi dai mie valoarea de a vorbi cu mine? Hristos face al doilea pas și îi stârnește curiozitatea și îi spune următorul lucru. Dacă tu ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îmi zice dă-mi să beau, tu ai fi avut inițiativa și ai fi cerut apă vie. Și femeia își exprimă dezaprobarea. Doamne, atenție! Schimbă tonul și schimbă terminologia. Doamne, n-ai cu ce să scoți apă. Eu mă uit la tine și te văd, înțeleg că ești un musafir pe aici, ești un trecător. Cu ce o să scoți apă ca să-mi dai? Și Mântuitorul îi precizează nevoia. Oricui bea apă, îi va fi iară sete, dar cine bea din apa pe care i-o dau eu, nu-i va mai fi niciodată sete. Și atunci femeia își exprimă dorința. Doamne, dă-mi și mie această apă ca să nu mai vin până aici. A venit la 12 ziua pentru că era disprețuită de toate femeile din localitate, din Samaria. A venit într-un timp când nu mai vine nimeni. Femeile harnice mergeau dimineață să ia apa, pentru spălat, pentru gătit. Nimeni nu mergea la 12 ziua pe văpaia aia. Te mai apucai să speli, să gătești după 12 ziua? Te apuca noaptea cu tigaia pe foc?
Însă ea s-a dus pentru că nu mai suporta disprețul celorlalte femei. A vrut să fie sigură că este singură. Însă acolo a găsit pe cineva, dar acesta n-a disprețuit-o, deși avea tot dreptul. Acesta a intrat în vorbă cu ea într-un fel în care i-a atras atenția, într-un fel în care i-a exprimat dorința și la un moment dat Hristos aduce confruntarea și îi spune: du-te și adu-l pe soțul tău. Și femeia își exprimă credința: Doamne, văd că ești proroc. Dar de ce a spus văd că ești proroc? Pentru că Hristos a confruntat-o. Știu că ai avut 5 căsătorii, n-au funcționat și acum ești cu un alt bărbat. Atunci femeia își dă seama că persoana cu care stă de vorbă e mai mult decât un om. E cineva care cunoaște lucrurile necunoscute. E cineva care trece cu privirea prin materie și ajunge în suflet. Acolo unde sunt așteptările neîmplinite. Acolo unde sunt frustrările, dezamăgirile și amărăciunile ascunse, pentru ca să părem totuși normali. Și Hristos a prins-o pe femeia aceasta, demascându-i situația în care se află. Hristos i-a lansat provocarea: adu-l pe soțul tău. Femeia a încercat să evite, n-am bărbat, dar Hristos a confruntat-o precizând în mod specific care e situația ei. Și atunci femeia își exprimă credința: Doamne, văd că ești proroc. Și acum este ceva care nu o să înțeleg niciodată în viața asta. O femeie cu cea mai proastă reputație totuși are curiozități teologice, biblice, și îi spune: Doamne, am și eu totuși o întrebare. Aici la noi este obiceiul să ne rugăm pe muntele acesta, însă știu că la voi este obiceiul să vă rugați la templu. Spune-mi, te rog, dacă vreodată o să vreau să mă închin, eu unde ar trebui să mă închin? Dacă ar fi fost acolo o femeie din Samaria, i-ar fi spus: să-ți fie rușine. Tu ești o persoană care ai de gând să te închini vreodată? Cui ai de gând să te închini? Tu ești o femeie care l-ai dezonorat pe Dumnezeu de 5 ori și acum ești la a 6-a oară. Închinarea ta nu va fi primită niciodată. Ție nu-ți spune nimic faptul că oamenii din cetate nu te mai bagă în seamă? Tu nu mai ai nicio șansă. Perspectiva ta s-a dus de mult. Femeia aceasta, cu un astfel de trecut, îi trece prin minte să se închine. Lăsați-mă să vă spun ceva foarte personal. Oricât de nenorocit ar ajunge un om, în sufletul lui, el îl caută pe Dumnezeu. El se gândește la Dumnezeu. Îi este rușine de Dumnezeu. Îi este groază, se simte responsabil de starea în care a ajuns. Și îi trece prin cap speranța să fie restaurat. Dar dacă întâlnește oameni care îl descurajează, oricum el este descurajat de viață, este descurajat de trecutul lui pe care nu-l mai poate ascunde pentru că e public, și atunci nu mai are nicio perspectivă și se ascunde, se însingurează. Și Hristos spunea odată, referindu-se parcă la femeia asta: nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Iar femeia asta era o femeie foarte bolnavă. Și Hristos a adus-o aici, strânându-i curiozitatea, precizându-i nevoia, lansându-i provocarea, aducând confruntarea și făcând tranziția. Apoi Mântuitorul îi dezvăluie identitatea. Femeia reacționează întorcându-se în oraș și ea, femeia rușinată, destrăbălată, cu o reputație proastă, o femeie cu un trecut murdar, o femeie fără credibilitate, le spune oamenilor următorul lucru: am văzut pe cineva, m-am întâlnit cu cineva care mi-a spus totul despre mine. Știe ce nu știe nimeni dintre străinii care nu locuiesc aici. Nu cumva e acesta Hristosul? Toată cetatea, spune Ioan în Evanghelia lui, capitolul 4, a mers la fântână. Și fântâna a fost înconjurată probabil de sute de oameni, dacă nu de mai mulți. Și se încheie capitolul acesta într-un mod glorios. Oamenii au crezut, nu doar pentru ce le-a spus femeia doar i-a provocat,
ci pentru faptul că ei au avut un dialog cu Hristos. O cetate a fost evangelizată de o femeie cu o reputație proastă. De ce? Pentru că s-a întâlnit cu cineva care a știut cum să o evangelizeze. A știut că atâta timp cât un om trăiește, oricât de destrăbălat ar fi, oricât de nenorocit ar fi, dacă e privit cu dispreț, înseamnă că privitorul nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Dacă un doctor ajunge să disprețuiască un canceros sau un om lovit de un avion, de un tren, de o mașină, de un accelerat, de ce vreți dumneavoastră, ăla nu e medic, s-a descalificat să fie medic. Dacă un copil al lui Dumnezeu disprețuiește vreodată vreun om doar pentru că este păcătos, înseamnă că dragostea lui Dumnezeu trebuie să fie departe de el. Este adevărat, omul acela merită să fie disprețuit, dar nu de un copil al lui Dumnezeu care îl cunoaște pe Hristosul, care a venit aici nu să realizeze o elită, ci să-i mântuiască pe oamenii păcătoși. Hristos a plecat să restaureze femeia aceasta. Restaurată fiind, s-a întors în cetate. Și când a vorbit, oamenii s-au mirat atât de tare de ea, încât au venit până aici, până la fântână, ca să vadă ce s-a întâmplat. Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunându-vă câteva detalii dintr-un sondaj Barna și al unui grup creștin numit Creștin Post. Informațiile acestea au rolul să ne aducă un pic la nivel de evangelizare și misiune. Când spunem evangelizare, ne referim la evangelizare în propria cultură. Și când spunem misiune, de obicei ne referim la evangelizare în alte culturi. O treime din populația planetei nu a auzit niciodată Evanghelia. Asta înseamnă între 2,5 miliarde și 3 miliarde. O treime din populația lumii este creștină, mai puțin 2.1 sau 2. 38% din populația planetei au acces la Evanghelie, dar nu sunt interesați de Evanghelie. Au Biblia în propria limbă, au biserici în apropiere, au prieteni creștini și au resurse creștine, dar nu manifestă niciun interes pentru pocăință, pentru Dumnezeu, pentru mântuire. 29% din populația lumii nu au auzit niciodată despre Iisus Hristos și în consecință nu au șansa să creadă și să devină mântuiți. 29%. Ei nu au acces la Biblie, nu au biserici și nu au prieteni creștini. 400 de mii de misionari interculturali sunt acum în lumea creștină. 400 de mii de misionari interculturali. Asta înseamnă că 33% dintre ei se adresează populației creștine care au biserici și au Biblie. 33% dintre ei. 25% dintre ei predică celor care nu au Biblie, care nu au prieteni creștini și care nu au acces la biserică, dar nici nu vor să-L urmeze pe Iisus Hristos. Doar 3% dintre cei 400 de mii, 3% dintre ei se adresează oamenilor care nu au auzit niciodată Evanghelia, care nu au Biblie, care nu au prieteni creștini. 4.000 de misionari predică unor popoare care nu au auzit niciodată până acum Evanghelia. 4.000 predică unor națiuni care nu au auzit niciodată Evanghelia. Există 16 grupuri culturale în lume și 7.000 nu au auzit niciodată, 16.000 de grupuri culturale și dintre ele 7.000 nu au auzit niciodată Evanghelia. 7.000 de grupuri culturale nu au auzit niciodată Evanghelia. 86% dintre musulmani, hinduși și budiști nu cunosc personal niciun creștin. O treime din populația lumii nu a avut niciodată ocazia să audă Evanghelia. O treime din populația lumii nu are Biblie în propria limbă. Doar un creștin din 20.000 duce Evanghelia unei persoane care nu a auzit niciodată Evanghelia. Un creștin din 20.000. 80% din misionarii creștini merg în țări creștine să predice necreștinilor din țările creștine. Dintre cele 6.900 de limbi cunoscute în lume, doar 5% au Biblia complet în limba lor. 28% au anumite părți din Scriptură în Biblia lor, iar 67% nu au absolut nicio propoziție din Biblie tradusă în limba lor. În America există 100 de traduceri ale Scripturii.
Dintre 1000 de dolari cheltuiți de bisericile creștine, 999 de dolari se cheltuiesc în țări creștine și 1 dolar se cheltuie în țări în care niciodată n-a fost predicată Evanghelia. Un singur dolar dintr-o mie. În Statele Unite se cheltuiesc de 60 de ori mai mulți bani pe alcool decât pe misiune și de 18 ori mai mulți bani pentru animale de companie, pentru mântuirea oamenilor. Și aceasta este cultură, acesta este obicei, acesta este stil de viață. Nu este al nostru, este al lor, dar al nostru care este? Petru a spus în fața Sinedriului: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, că noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Noi nu putem să nu vorbim. Noi nu putem să nu vorbim de ce știm, de ce am văzut, de ce am crezut și de ce am auzit. O să mai am maxim un minut să vă mai arăt încă o dată ilustrația aceasta. Acesta este în biserică, dar acesta nu este. Viața lui e o tragedie. Se distrează cu fete, cu băieți, cheltuie o grămadă de bani pe prostii, dar și el are o mamă. Poate îl cunoaște pe Hristos sau nu. Și el are un tată care se simte responsabil. Probabil că a încercat, poate cu bătaia, poate i-a luat telefonul, poate i-a luat mașina. Și copilul ăsta a rămas un gunoi, un faliment, un eșec. Cine va merge la el? Noi facem programe în biserică și bine facem. Dar în afară de programele din biserică, mai facem ceva? Programele din biserică se concentrează pe credincioși, să-i maturizeze, să-i instruiască, să-i formeze. Dar predicarea în afara bisericii se concentrează pe necredincioși. Oamenii aceia au nevoie ca să devină mântuiți. Ce șanse va avea el să devină mântuit dacă cineva nu-i va spune Evanghelia? Ghemotocul ăsta într-o zi va muri și el va fi o dovadă a faptului că biserica din orașul lui nu și-a făcut datoria. Că eu, care am fost probabil vecinul lui, ruda lui, prietenul lui, cunoscutul lui, colegul lui, nu mi-am făcut datoria. În seara asta voi merge acasă și voi îngenunchea să mă rog înaintea patului ca să nu mă culc cu păcatele pe care le am peste sufletul meu. Pentru că există riscul noaptea asta să se întoarcă Hristos. Eu știu asta și vreau să-mi rezolv problema înainte de a mă culca, că în timpul somnului nu mă pot ruga conștient. Dar m-am culcat în timp ce omul acesta, dacă se întoarce Hristos, merge în iad. Dacă marea trimitere este să mergem, marea poruncă este să iubim în timp ce mergem. Și când aceste două mari porunci se întâlnesc, ele transformă un creștin, o biserică, o denominație și 2.2 miliarde de creștini într-o armată de oameni care se duc să-și împlinească mandatul. Hristos cât a trăit, s-a întâlnit la fântână cu o femeie care merita evitată și rușinată, dar el s-a oprit, i-a stârnit interesul, curiozitatea, i-a vorbit, femeia a devenit mântuită și a mântuit o cetate. Convenția aceasta se va încheia. Însă, în ce măsură ne va influența? Cel mai important lucru din viața noastră este informația. Ea creează influență, iar influența creează impact în viața proprie și în viața altora. Dumnezeu să ne binecuvinteze!